refer în primul rând la, la situația de, de a vizita alte țări sau... Aveai ceva planificat pentru anul acesta? Știi, aveam planificat dinainte. Am văzut la tine pe Instagram festive de locații și... Aveam dinainte pandemiei, dar chiar vorbeam cu soția și am zis că sigur vine valul și la noi. Și chiar a venit atunci în momentul ăla și mai bine că n-am plecat pentru că ne mă prindea prin altă țară și... Nu era prea plăcut. Tot la tine pe Instagram am văzut că în weekend ai petrecut un pic pe litoral. Cum bine, a fost? Am fost puțin pe la mare. Cum a fost? A fost frumos, dar nu prea frumos, să zic așa. În ce sens? Multă poliție, restricții foarte multe, într-un fel și normal. Având în vedere că situația cu cazurile a explodat în ultimele săptămâni, poate că e puțin normal să avem parte de niște controle. De niște... Deși lumea am văzut-o destul de relaxat așa, adică nu... Și aici mă refer nu neapărat la lumea care petrece, cât și lumea care stă pe litoral, adică împreună cu copii, familia. Eu rămân la părerea că sunt două categorii de oameni care unii chiar respectă la strictețe, pentru că și cunosc persoane care nu au ieșit din casă timp de 3 luni de zile, cred că și acum sunt în casă. Chiar și după ridicarea stării de urgență? Chiar și după ridicarea stării de urgență nu vor să iasă. Și cealaltă categorie? Eu presupun că e mai grav de să stai în casă și să te încui, să nu ieși deloc, nici măcar să-ți iei o apă. E bine că purtăm mască, să purtăm mască în primul rând și na, să ne ferim cât putem. Cristi, să intrăm un pic în subiectul ăsta arzător de la Dinamo. Cum ai văzut ultimele evenimente de acolo și mă refer în special la numirea tandemului Mulțescu-Țălnar? Bine, am lucrat cu ambii antrenori, cu Nea Cornel mai mult pentru că am plecat de la echipa a doua, a fost antrenorul nostru acolo, după aia la echipa mare. Din punctul meu de vedere, cred că e cea mai bună soluție acum, în momentul ăsta. De ce spui asta? Pentru că vocile sunt împărțite în momentul de față. Eu sunt de partea aia altă. Cum și pe pandemie vocile sunt împărțite, așa. Și pe partea asta. Eu cred că e cea mai bună soluție în momentul ăsta, pentru că am, în general, în ultimul timp s-au tot schimbat antrenori. Este adevărat, echipa... Poate nu e de locul 13 cât arată clasamentul acum și nu ar trebui să fie în situația asta. Nu este o echipă de play-off. Ionuș Chirilă, invitat aici duminică, spunea că Dinamo are jucători de play-off. De play-off sau de play-off? De play-off. Nu, părerea mea. Eu spun părerea mea. Nu are echipă de play-off. Este adevărat, sunt câțiva tineri pe acolo, dar ar trebui să crească împreună cu alți jucători cu experiență, exact cum am crescut și noi. Nu s-a făcut, din ce mi-aduc aminte, nu s-a făcut niciodată schimbul ăsta de generații să aducă toată echipa a doua să joace pentru prima echipă. Tot timpul au luat câte un jucător care era mai răsărit, să spun așa, în momentul de față, integrându-l în prima echipă, făcând antrenamente ușor-ușor, meciuri amicale și, bineînțeles, după aia, oficiale. Chiar aseară vreau să sunăm, eram cu Cosmin. Și vreau să sunăm, până la Cornel. Eu cred că va scoate mare parte, să spun așa, cred că va scoate echipa din situația asta. Pe mine nu mă îngrijează foarte mult, și am spus-o de anul trecut, mă îngrijează foarte mult calitatea unor jucători și cum arată echipa. Și mai e o problemă, chestia legată, nu știu dacă am citit astăzi în presă, de unele incidente care se întâmplă între jucători și antrenori. Chiar îmi plănuisem să te întreb despre acel incident cu Daniel Popa. Oricum, eu să știi că, ciuda antrenorilor care s-au perindat pe acolo și care au fost și au negat lucrurile astea, tot timpul a ieșit în presă situații care s-au întâmplat la Săftica. Și eu mi-am dat seama, în primul rând, din reacția jucătorilor la interviuri, pentru că, pur și simplu, sunt tot cu nasul pe sus, foarte plin de ei, ca și cu nimic s-a întâmplat. Adică nu e nicio problemă dacă pierdem azi. Adică deja au intrat în starea aia. Ei se gândesc, probabil deja și-au contactat impresarii, eu știu cu cine, discută. Probabil că peste 70% din jucătorii din Dinamo sunt gândul la plecarea cu... Sigur se gândesc la asta. Lasă-mă că dacă retrogradează, asta e, plecăm. Niciunii nu au... Nu i-am văzut la interviuri să le pare rău sau... nu știu, au fost numai discuții și în primul rând încercau să intre într-o polemică cu oamenii
care discutau despre situația echipei, mai de rău, mai de bine, da. Da. Încercau să se intre într-o polemică în asta, și cum, de ce ne-am luat de ei sau de ce vorbim despre ei. E logic, și eu când jucam, îmi acceptam criticile, era normal, dar îmi plăcea și când eram lăudat, nu? Acum trebuie să accepte criticile, să... Actualii jucători de la Dinamo nu prea au de ce să fie lăudați, nu prea există motive. Asta e problema, că în primul rând eu nu știu dacă veneam la interviuri într-o situație de genul. Sunt obligați de televiziuni să acorde interviuri okay, bun. La final. Cei care se vor duce sau care merg la interviuri ar trebui să aibă alt discurs și nu cu nasul pe sus și uite, uite ce Cătălin întâmplă. Stratul mi s-a părut că are un discurs ok, nu știu dacă l-ai urmărit. Da, am mai urmărit așa, da, uite, da, bravo, e contabil. Dar în rest, nu știu, am văzut o situație cu Popa și... Cum ți se pare ție ce s-a întâmplat cu Daniel Popa, care l-a sfidat în față pe Gică Mihal? E un jucător care a fost și el pe la vreo două turnee finale, a câștigat vreo patru trofee cu Dinamo, a jucat niște ani acolo. Și, urmă, exact, nu e vorba de numele antrenorului și de ce a făcut unde în carieră. A jucat, ce a jucat, în primul rând, de respectul față de antrenor, în al doilea rând, nu ai niciun motiv să faci chestia asta, nu te recomandă nimic, deocamdată. Mă uitam pe CV-ul lui Daniel Popa, păi, și nu prea asta e problema. Ideea care, nu cred, eu când am fost primar la echipa mare, eu m-am așezat la autocar lângă coșul de gunoi. Spun sincer. Petre m-a luat și m-a dus pe un scaun, pentru că mi-era rușine să mă așez pe un scaun unuia dintre jucători. Așa e, nu știu, așa e. Luam mingile, i-am spălat ghetele lui Niculescu. Adică erau situații de genul ăsta. În primul rând, respectul față de jucători. Bine, erau și alt fel de jucători atunci, în momentul ăla, dar era respectul față de jucătorii mai mari, care, exact ca și în viața de zi cu zi, am un respect pentru un om mai în vârstă ca mine. Tot bineînțeles, da. Și aici e vorba și de educația de acasă și... Mai pleacă și de sus, de la conducere, acum, Remus. Pentru că în momentul când nu le pui pumnul în gât, într-un fel. Uite, de exemplu, mie mi-era frică să fac chestii de genul ăsta, pentru că imediat eram trimis la echipa a doua sau poate dat afară și nu mai activa nicăieri. Ai prins și perioada cu șapte acționari, cu da, vocile nu, acelea de la Dinamo? Corect, dar în nu, momentul nu, de față, Dinamo pare un stat fără câini, adică nu... Da, ei se impuneau chiar la echipă, adică... Nu neapărat că mi-era frică de antrenori sau de jucătorii care erau mai mari, pur și simplu era vorba că se auzea imediat, în 5 minute cred că se auzea sus la birouri și imediat la o decizie, să faci bagajul, pleci acasă. Adică nu cred că stă nimeni, niciun jucător acum de la Dinamo. Și nu va sta niciodată niciun jucător, nimeni, la nicio echipă. Nimeni nu-i de nelocuit. Da, problema e că nu se transmite nimic de sus. Nu... Păi, dar cine se transmite, te întreb eu pe tine? Nu știu, ar trebui să... Uite, acum probabil, nu știu, cu Nea Cornel nu vor merge chestiile astea, îl știu, îl cunosc. Așa. Ei profită, jucătorii, într-un fel, cred eu, de situația asta, pentru că nu au un... Nu au un număr de jucători foarte mare. E și cu situația asta că trebuie să joace juniori în teren. Și atunci am observat chestia asta și la Liga a doua. Așa. Sunt unii care știu că vor juca, pentru că fără să vrea, trebuie să-i bagi în teren. Sunt obligați prin regula da. Under 21. Și fiind puțin mai, de exemplu, din 7 juniori sau 9 cât sunt la echipă, dacă doi sunt mai răsăriți, aia știu că vor juca tot timpul. Și atunci, automat, i-am văzut puțin mai cu nasul pe sus, da. Nu se mai antrenează așa cum se antrenau înainte. Și atunci, uite, intervine situația asta. Nu mai sunt juniori atât de buni și atât de mulți cum erau înainte. Spuneai de Cornel Țânăr că va aduce așa o strictețe în vestiarul lui da. Dinamo, dar de ce n-a reușit lucrul ăsta Adi Mihalcea, un jucător care în cariera lui de jucător n-a fost cel mai liniștit om, ține minte unele episoade cu Adi Mihalcea, dar de ce n-a reușit să impune la cea... Am observat ceva, Remus, toți jucătorii care s-au făcut antrenori sunt total diferiți. Adică am discutat cu mai mulți, normal. Noi ne mai întâlnim, mai discutăm între noi, dar în general nu mai sunt aceleași persoane care, de exemplu, ce vorbeam noi în cameră când ne mai strângeam așa, fac total lucrurile invers față de cum de ce gândeau ei în momentul respectiv. Schimbarea asta de atitudine, de unde crezi că provine? Nu știu, spun sincer, ceea ce mi s-a spus, mi s-a spus așa, că ai să vezi tu când o să fii antrenor, că nu ai aceeași situație când ești jucător. Și atunci am zis, ok, normal, nu e aceeași situație, dar... discuții pe care le-am purtat atunci în momentul ăla și care ne gândeam noi că sunt bune.
orice antrenor, mai greșește. Și încercam să, na, cei care vreau să devină antrenori, încercau să ia câte puțin la fiecare. Și analizam tot timpul și antrenamentele și meciul și discursurile antrenorului care le aveam atunci la echipă. Și automat fiecare spunea, uite, eu nu o să fac asta niciodată, uite, eu nu o să fac asta niciodată, uite, eu nu o să fac așa. Da. Și brusc devin toți bine, așa politică corectă. Bine, acum nu știu care a fost situația. Și eu am fost coleg cu Adi și un băiat extraordinar. Adică, na, m-am bucurat mult pentru el că a venit unde l-am vist, dar să nu ții în fru o echipă de genul ăsta. Adică nu ai niciun Niculescu în echipă, niciun Dănciulescu, niciun Boște. Canea. Un Purhac și el. Și eu eram cu gura mare. Cu emoții. Da. Înțelegi? Adică erau jucători cu personalitate, în primul rând. Jucam în Cupa UEFA, câștigam campionatul, aveam oferte fiecare. Așa și tot aveam respect, în primul rând. Păi ce ar fi fost să mai iau cu Zenga sau cu... În păpune. A, purtam discuții normale și asta. Da. Dar niciodată nu s-au întâmplat situații de genul ăsta. A, că se mai înăva unul pe teren sau... Sunt nervi normali care, na, se întâmplă în orice domeniu. Nici Dănciulescu nu prea a reușit lucrul acesta mai, și lumea îl acuză că se împrietenește cu jucătorii și că da, devine Danciu acolo... Da, Danciu un tip mai, știi cum e Danciu, un tip așa nu prea vrea să supere așa pe nimeni, știi cum e, cunosc de mult timp, am fost în prieteni buni. Acum, nu știu, ar trebui, nu știu ce, am văzut, Gianni... A fost de propus de suporter la Dinamo. Hai să spun ceva, în momentul când l-a dus pe Enel Ganea la Dinamo, nu știu de ce l-a dus. Pentru a-i calma pe... Nu. Pentru nervozitatea și agresivitatea lui care și avea, da, dăruirea care o avea. Păi când eram cu pătunel cu el, mă trezeam cu doi pumni în spate. Așa din senin? Da, la genul... Moldovene, îi batem pe ștase. Da, mă, gândiți, îi bate. Jvână. Adică, nu știu, îți dădea o stare de aia de... Adică îi simțea pe jucătorii care intrau poate un pic mai relaxați, un pic mai visători. Bine, nu neapărat deși visători. În perioada aia în care jucătorii erau cu calități diferite și atunci, da, unii suportau presiunea, unii nu, chiar și momentele alea. Mă gândesc, suporterii sunt destul de cal până în momentul respectiv, adică, bine, și nici n-ar putea ce să facă foarte mult. Adică, genul, noi pierdeam un meci, tăreau gardurile la Săftica și ne țineau ședință. Acum e o situație destul de gravă și eu nu văd ieșirea. Acum sunt și implicați în treaba asta, au devenit acționari în club. Păi mai rău. Mai rău. Păi mai rău. Asta zic și eu. Nu neapărat. Și eu. Bine, dacă ne aducem aminte, la începutul sezonului au existat niște episoade tensionate, au intrat pe teren la meciul cu Viitorul, acel 0-5. Da. Au oprit autocarul suport jucătorilor după meciul cu Chindia, după înfrângere și așa mai departe, însă acum, într-adevăr, forțat și de poziția pe care o ocupă în club, s-au mai domolit un sau pic. Da, nu știu, s-au mai domolit sau probabil sunt puțin mai concentrați pe partea asta de a prelua clubul, cred eu. Dar ție, cum ți se pare ipostaza asta care nu exista pe vremea ta ca un antrenor să fie propus de suporteri? Să fie, uite, și mă refer la cazul lui Luțescu, pentru că a fost... A mai fost situații și mai de mult, pentru că și galeria... Și galeria contribuia să... Decizia era în birouri, decizia era la Borcea, decizia era pe birouri, dar eu, părerea mea, că mai și întrebau liderii de galerie așa. Adică ei oricum știau de la început cam cine ar putea să vină sau... Neapărat că își dădeau părere sau aveau putere deplină în privința asta, dar... cred că știau cine vine. La început. Adică nu puteai să aduci un antrenor care... Atunci era și rivalitatea asta cu Rapidul, cu Steaua în momentul respectiv. Exact. Plus că fiecare urmărea declarații fiecare antrenor de la alte echipe. Și atunci în momentul ăla când spuneai că eu nu voi antrena niciodată, n-am și pe aia ai ofertă și vrei să vii, atunci nu era bine pentru suport. Da. Și presupun că momentele alea aveau și neapărat un cuvânt de spus, dar pur și simplu aflau. Plecarea asta lui Adi Mihalcea ți se pare justă? Pentru că aseară la Digisport Florin Prunea spunea: domne, de ce l-ai demis după ce a făcut 4 puncte din ultimele două meciuri? Nu e vorba de 4 puncte aici. Aici sunt, ce s-a aflat prin presă așa, sunt informații mici, părerea mea. Adică eu cred că sunt mult mai multe lucruri care se întâmplă acolo. Un antrenor nu e demis tot timpul din cauza rezultatelor. Corect, și din cauza lucrurilor de pe lângă. Și din alte lucruri de pe lângă. Mulți adică... spun că i-au fost fatale declarațiile pe care le-a avut după meciul cu Poli Iași, în destul de virulent, Adi Mihalcea spunea: m-am plictisit, a acuzat jucătorii pe față. Ok, sunt 4 puncte. Bun. Că ce, că a acuzat jucătorii? A acuzat jucătorii după meci, după remiza cu Poli Iași de duminică. Și asta i-a fost fatală? Așa spun unele voci, printre care și Florin Prune.
Păi și de ce să ne acuzi? Unii au spus, domne, după ce că situația e cea care e, să-ți mai distrugi și jucătorii public de față cu jurnaliștii, n-ar fi foarte ok. Bine, tot timpul am spus chestia asta. Lasă că discutăm în vestiar, discutăm, îi spui lui Popa în vestiar și pe aia pe la dușuri începi. Da, mă, deși ăsta ne înțelege ce spun, adică nu e așa. Nu mai, e o presiune foarte mare în momentul ăsta și în situația în care a fost de acum, eu, părerea mea că, eu l-am văzut la interviuri, era puțin zbuciumat, turburat. Așa. Da, și cred că tot timpul când îi se puneau întrebările, am impresia că avea gândurile în altă parte. În primul rând, jocul nu, și nu neapărat că a fost acum în perioada lui Ari, jocul mai e de mult. Nu. Păi nu știu, te invit pe tine la un exercițiu de imaginație să ne aducem aminte cu ce antrenor sau când a jucat Dinamo ultima oară bine. Cu Ori n-a jucat bine, n-a jucat. Cu Neagoe n-a jucat. Trebuie să derulăm câteva sezoane. Și atunci care e problema? Și atunci care e problema? Problema poate fi pe sus, pe la conducere. Pe ce joc? Conducere? Păi problema a fost tot timpul la conducere. Conducerea alcătuiește strategia, nu? Corect. Dar sunt jucătorii care joacă. Ce, deci tot timpul au fost probleme pe sus, pe la conducere. Adică nu te gândi că tot timpul a fost tot roz. Tot timpul au fost probleme și când era bine, era rău. Vorbesc serios, adică nu au fost situații când, da, dar foarte puțin, să zic, pe o săptămână ne-am simțit și noi bine și după aia apăreau probleme. Păi de la CFR. Au pierdut un meci, două, deja sunt tensiuni. Oricum erau tensiuni de mai de mult, că ai văzut că au spus. Exact, exact. Dar acum asta vreau să spun, dar ei au jucat. Da. Atunci care sunt problemele? De ce mă interesează pe tensiunile de sus? Adică cel puțin nici nu știu, ei cred că unde sunt birourile la Dinamo. Daniel Popa poate nu știe. Da, nu, eu nu sunt un băiat care să vorbesc urât de jucători sau de altcineva, dar îmi spun punctul de vedere. Cel puțin asta cred eu că nu s-ar fi putut să se întâmple. În primul rând cu un om mai în vârstă, în al doilea rând a fost antrenor, e antrenor, și în al treilea rând nu te recomandă nimic să faci chestia asta. Ne ajung degetele de la două mâini să numărăm golurile Daniel Popa din cariera asta, băi, pe care o are? Ieri a făcut 25 Daniel de ani. Daniel Popa trebuie să înțeleagă că a ajuns la Dinamo într-o conjunctură și majoritatea jucătorilor de acolo sunt într-o conjunctură prin care Dinamo nu a mai investit. În momentul când nu investești bani și în altul jucători, atunci accept și jucătorii mai slabi. Da. Care nu sunt de Dinamo și sunt câțiva pe acolo destul de multicei care, în părerea mea, nu. Întrebarea e cine merită să îmbrace tricoul ăsta în momentul de față? În momentul de față, nu vei da și exemple, pentru noi, da? Și pe noi au intrat suporterii pe teren și au tras de tricol lui Zicu, lui Goian. Se dea jos tricolul după ei. Meciul de la Pitești, nu? Da. Înțelegi? Adică au fost situații mult mai grave. Eu nu știu că, mie mi se pare că ei n-au presiune din nicio parte. Nici din partea suporterilor. Ok, că mai dăm noi declarații și mai spunem de echipă și de asta și văd că îi deranjează. Da. Adică, bă bune, adică n-am voie să-mi dau cu părerea. Primul rând, n-am vorbit urât. Dar încerc să le spun că nu e ok ceea ce se întâmplă. Adică, nu ceea ce se întâmplă din punct de vedere, ok, bun, a locului care e, dar din punct de vedere a jocului și se mai și întâmplă chestii de genul ăsta și, înțelegi? Adică, corect, după ce ești și cu gura mare, nici nu joci, nici nu ai rezultate. Eu nici nu mai ieșeam în oraș. Tu mă crezi că noi după un meci pierdut și se făcea foarte mare tam-tam la televizor, mă rog, dar și la un egal era o mare dramă. Mi-aduc aminte. Noi următoarele zile nu prea ieșeam prin oraș. Păi mă duceam la mulții pe al meu după mine, mă suneam un taxiu, mă ținea de vorbă și mă certa până ajungeam la teren. Adică nu... Asta spuneam și eu. Facem o comparație între perioada, și nu vorbesc acum de anii 80-90, vorbim de perioada ta, să ne raportăm la asta comparativ cu ceea ce se întâmplă acum. Păi voi erați urmăriți prin supermarketuri de acționari, intrau suporterii peste voi odată la 3 meciuri. Nu aveam primul rând să ies, adică cât se mai scria. Păi să spun ceva, Remus. Păi eu stăteam 6 zile din 7, stăteam la Saftica. Păi o zi mai ieșeam și noi... Nu știu, mai beam și noi o bere, mai ne întâlneam și noi cu o fată, adică pe bune, nu suntem pocăiți, înțelegi ce spun? Da. Ei, momentele alea, pentru că eram foarte urmăriți, în momentele alea, bă, ne prindea bapă la magazin, bă, trebuia să mă ascund dacă îmi luam un suc să nu se vadă sau îl țineam în mână, să nu zică că am prin plasă, nu știu ce.
să alegi. Adică nu, noi din punctul ăsta de vedere, să știi că mulți dintre noi n-am avut copilărie, n-am avut familie și ce am putut să ieșim așa în timpul liber. Vara aveam o săptămână în vacanță, că jucam turul, primul tur cu UEFA. Da. Și în rest nimic, adică nu, eram pur și simplu, cred că știu să ftic aia cu ochii închiși. Am dat exemplu ăsta cu supermarketul, sunt zeci de exemple, amintindu-mi de Adrian Ropotan, care a fost acum ceva timp aici în studio și povestea de un episod în care a fost prins de doi acționari de la Dinamo într-un supermarket. Da. Sau de șoferul lor, nu mai rețin exact. Da, da, da. Mă, nu știu cum se făcea, că tot timpul dădeam de cineva, adică era imposibil. Nu povesteai tu de întâlnirea neașteptată cu Cristi Borcea dintr-un club? Da. Am avut și eu liberemus, bă, uleam acum. Dar nu te certam, Cristi, doar îmi aduceam aminte. Lumea te ceartă, indiferent. Adică, oricum, la noi s-a pus amprenta aia. A ieșit odată, ți s-a pus amprenta, gata, ești pretrecăreț. Înțelegi? Dar, da, a fost momentul ăla. A fost comic, dar, bine, am luat și amendă atunci. Consistentă, usturătoare? Nu, chiar, dar m-a salvat Nea Giovanni. Da. E, da, în primul rând și jucam, adică, na, mai înțelegeau și ei, spun sincer, uite, mai sunam pe Cristi, sau mai sunam ăștia mai tineri, mai sunam Cristi, putem să ieșim și noi în seara asta în oraș? Dacă îl sunam, nu se întâmpla nimic. Cristi, era, nici. Cristi Borcea era un personaj care până la un punct puteai să te înțelegi. Da, era un personaj așa mai apropiat de jucători, dar și destul de rău momentele când trebuia să fie. Adică dacă ești bun cu jucătorul și în general cu omul, când ești bun, nu e bine. Și ținea o distanță de la asta, de prietenie, dar și era normal, era acționar, adică nu făceam glume pe seama lui sau da, da, da. Dar acum, în momentul ăsta, mie mi se pare o echipă așa, nu discută nimeni cu ei. Noi aveam ședințe peste ședințe, adică presiunea oricum o puneau, chiar dacă eram pe primul loc sau eram pe cinci. Dar echipa e pe penultimul loc, dacă eu am pus atunci, pe ultimul loc n-am fost niciodată. Eu am pus în momentele alea, na, am avut și noi momente, nu eram pe primul loc, dar eram pe 3-4. Da, 3, în calitate 4, de fost campion cu Dinamo, ce simți când te uiți la clasamentul ăla? Dar și nici nu mă uit. Dar știi, l-ai minte. Știu, l-am în minte, asta e problema. Când vezi echipa asta ajungând de curs de 10 ani de la Champions League preliminarii la retrogradare în Liga Secundă, la lupta pentru evitarea retrogradării. Și care e problema? Dacă Doamne ferește se duc în Liga a doua, nu mai ești de acolo. Asta, la asta m-am gândit și eu, va fi foarte greu. Liga a doua. Pe lângă faptul, adică, că Dinamo are problemele pe care le știm cu toții, bătălia pentru promovare... A investit o grămadă de bani și tot se chinuie. Petrolul a investit, a un buget destul de mare, adică mie mi se pare că are un buget, Petrolul, dacă ar dori, are un buget peste Dinamo. Tot ce se poate. Dacă vor. Dar nu poate să investească atâția bani în momentul respectiv, pentru că cred că probabil strategia care și-au făcut-o, cred că e de ajuns un buget care și l-au făcut ei pentru Liga a doua și să promoveze. Da. Va mai fi și Craiova lui Metitelu, făcând așa un scenariu pentru sezonul viitor acolo la promovare. Da. Însă, mă rog, sunt echipe să așteptăm care, finalul de da, play-out. Da, sunt echipe care investesc în Liga a doua și chiar și au jucătorii destul de bunicei. Unii de Liga 1 preferă să ducă la Liga 2, chiar discutam cu unii. Bine, am observat unul din mutii se duce la Liga 4. La Steaua. Da, se ducă, nu știu, au un buget destul de mare, e Liga 4. Dar nu acceptase și tu să te duci la CSF, Dinamo, echipa lui Badea? Eu am fost pentru să mai îmbrac tricolul Dinamo, deci nu neapărat. Nu contează cine e, CSA, FC, SC. Pur și simplu era tricolul Dinamo și cu asta basta. Am zis că vreau să mai joc așa, adică, na. Na, a fost frumos, numai că, uite, am dat și pe acolo de niște tineri care tot la fel. Lipsiți de respect? Ai simțit ceva? Nu e vorba neapărat de respect, dar sunt de lăsători așa, adică, cred că dacă au puțin talent, acum e vorba și de muncă, nu mai e cu... Înainte, știi că mai discutam cu jucătorii care erau foarte tehnici și ziceau... noi cărăm pianul și îi cântă la el, ceva de genul. Și nu mai merge acum, toată lumea aleargă, e mult fizic.
Da. Ne uităm și la meciurile din Champions League sau din Europa, uite și prin străinătate, toată lumea aleargă, toată lumea aleargă și înainte și înapoi, indiferent de ce calitate ai. Mai că la noi... Din păcate pentru Dinamo și pentru întreg fotbalul românesc, problema e că s-au schimbat mentalitățile, încă de la copii și juniori. Ceva de genul. Și e greu să le mai repari. De asta viitorul fotbalului, din punctul meu de vedere, din România e problematic. Da. Și va trebui o reformă majoră pentru a mai redresa dar cumva ceea lucrurile. Ceea ce s-au stricat în anii ăștia ne va trebui încă pe atât să se ajungă din nou la nivelul la care a fost. Uite și FCSB-ul are probleme. Bine, patronul tot văd că investește, uite, asta e o achiziție foarte bună. Voiam să te întreb, cum ți se pare Sergiu da. Buș? Mie îmi place de el. E un băiat serios, talentat. A avut ochii așa patronul acum. El mai da. Bine, acum nu știu da, dacă... Băiat serios și talentat e și Adi Petre. Și mulți sunt băieți serios și talentați până să vină la FCSB. Dar dacă pune întrebarea asta și era Adi Petre acum în ziar, poate nu-ți dădeam același răspuns. După părerea mea. Îl pe Sergiu? Pe cine? Pe Sergiu Buș. Nu, l-am urmărit. Adică l-am urmărit, îl știu de mult timp, înțelegi? Și uite, chiar și acum când am venit în țară și a jucat la Gaz Metan, mi-a plăcut de el. Adică se vede calitate. Hai să spun ceva. Uite, noi când veneam, când venea un jucător nou în vestiar, noi ne dădeam seama după cum intra în vestiar, după cum mergea. Ceva de genul. Adică imediat. Ne dădeam seama. Da. Și imediat la primele 5 minute din antrenament, cum lovește mingea, cum se mișcă, cum... Și da, mie mi-a plăcut de el. Cred că ai văzut ce obiectiv i-a setat Gigi Becali? Bine. 25 de goluri sezonul viitor? Nu știu dacă 25 de goluri, dar cu câteva transferuri, dacă vă mai face vreo 2-3 transferuri așa. Pentru că, în primul rând, îi trebuie apărători neapărat. Patronul FCSB văd că a cumpărat jucători de la mijloc în sus în continuu, adică în continuu a luat. Se călcau pe picioare la un moment dat, nu mai știa pe ce să bage. Exact. Dar în apărare... Până a început să renunțe la ei și n-a mai avut cu cine să joace și a băgat copii. Da, văd că e lipsă de fundaș central foarte mult, adică... Văd că sunt perioade. Lipsesc foarte mult într-un moment fundași laterali, după aia atacanți mai puțin, pentru că se găsesc mai tot timpul. Da. După fundaș central, după aia a ajuns să fie o lipsă de portari. Adică sunt perioade de genul ăsta. Și uite, acum e o perioadă de fundaș central, părerea mea. Te-ai ajuns să joace pe postul ăla și Ovidiu Popescu. Da. Reclid de Gigi Becali, mai nou Sergio Ramos. Din dar Frank nu numai Lampard. La noi în țară. Să știi corect, că în Europa, când toată lumea așa, nu prea se mai găsesc fundași centrali așa foarte buni. Și acum, da, e o oportunitate pentru majoritatea care joacă fundaș central acum să se remarce. Ai văzut pe cine vrea acum Gigi Becali pe postul ăsta de fundaș central? Pe Virgil Ghiță de la Viitorul. La Viitorul sunt și copii foarte talentați, să știi. Întotdeauna au fost. Da. Ideea că ei, până în momentul când îi vezi în joc, de asta e și cumpăr patronul, când îi vezi în joc cum joacă, pentru că ei joacă într-un sistem pe care e de la juniori, de acolo, să vezi, în momentul când îi aduce la FCSB, presiunea care ei nu sunt copți încă. Deci încă nu sunt copți. Lor le mai trebuie câteva meciuri plus, le trebuie un campionat, de exemplu, să se mai bată la campionat. În momentul ăsta când sunt în play-out și deja ei sunt salvați, adică era logic că ei sunt salvați. Nu? Presupun că nu te gândeai că nici nu? Pe departe. La lotul care îl are. Și indiferent, chiar cu copiii, chiar dacă nu mai bagă jucătorii ăștia care ai acum și dacă bagă jucătorii rezervele și câțiva de la juniori, totul retrogradează. Normal. De ce? Pentru că e un sistem consolidat acolo. Vezi? Și sunt niște jucători. Vezi? De mare perspectivă. Și au respect și le frică. Și au un antrenor foarte bun. Și da, bine, mai face, se mai întâmplă greșeli și pe acolo așa, dar e normal să greșești, e logic. Dar au un respect și în primul rând nu pleacă cu educație într-un fel. Înțelegi? De acolo, adică nu mai vin și țipă pe la antrenor pe aici. Nu mi-aduc aminte de prea multe exemple de jucători plecați de la Academia lui Hagi care să fi avut mari derapaje. Nu. M-am tot gândit și nu-mi vine acum în minte un exemplu concret. Îl vedem și pe Florinel Coman la FCSB. Bine, Florinel... destul de liniștit. Da, spre deosebire... pe acolo are și pe acolo, spre și deosebire tânăr, de tânăr. Da, e și tânăr. Prietena lui, da. Sunt tineri, vor să mai iasă, e logic acum în remis. Adică nu poți să le impui nimic să nu iasă. De asta nici nu... Da. În schimb, na, aici
chiar în momentul de față nu știu cine ar fi putut să vină antrenor. Pentru că e o situație critică și oricum nu-ți mai vine nimeni acum. Tu dacă ai fi avut putere decizională, așa, ai spus că l-ai fi ales tu pe Mulțescu? Sau? Pânea Cornel în primul rând. Uh-huh. Adică nu știu, s-au tot schimbat antrenori. Nimeni n-a reușit nimic. Adică nu știu, zi-mi tu dacă s-a reușit ceva cu vreun antrenor în ultimul an. În ultimul an nici atât. În ultimii 2 ani. Nici în ultimii 2 ani. Da. Florin Bratu, acel play-out okay, câștigat, putem să-l punem la o minimă performanță pentru Dinamo. Așa? Însă după aia a început prăpătul ăsta. Da, după aia a început. Bine, se vedea că oricum echipa în general și toată strategia care era merge din ce în ce mai prost. Adică pe an ce trece tot. S-au bătut atunci la campionat. Conjunctural un pic. Conjunctural. Cu Cosmin Contra în sezonul 2016-2017. A fost titlul pe masă în Ștefan cel Mare în ultima etapă, corect. Da. Da, ușor, ușor, tot au început să scadă cu locurile. Ba, s-au dus în 4, deja aveau emoții la locul 6. Au intrat puțin mai din cauza tot la fel conjuncture rezultatele și după aia ușor, ușor s-au dus n-au sub locul 6, n-au mai plus play-off-ul, nici nu mai aveau cum să mai prindă și în primul rând erau alte echipe care jucau mult mai bine, adică, nu știu. Și cum ne gândim, bă, cum alții nimerești, noi ne nimerim, adică, adică mă refer la jucători. Uite de ce jucători străini aduce FC Botoșani, de exemplu, nu mai zic de CFR Cluj. Mie, uite, și la Gaz Metan sunt câțiva jucători destul de bunici și nu bine, acolo au început deja să fie unele probleme. I-am văzut în meciul cu CFR de luni, aveau 5 rezerve pe bancă. Într-adevăr, au fost aduși jucători buni de-a lungul ultimilor ani. Sunt niște jucători, Eli Fernandez, da. Sunt niște jucători pe acolo destul de interesanți, așa, adică bunicei pentru campionatul nostru destul de buni. Eu înțeleg că Dinamo vrea să bazeze, să mai vând, să mai probabil să mai scoată vreun tânăr, să mai vândă ceva de genul sau pe cine ar mai putea să vândă acum? Dar nu Grigore, așa, nu, dar nu în situația în care sunt acum, adică na, nu poți să bagi. Se plânge lumea că se vând jucători pe sume infime, însă de la o echipă din play-off. Mai mult nu-ți dă nimeni. Cu cât să vinzi, exact. Mai mult nu-ți dă nimeni în situația care în primul rând nici jucătorul nu are o formă extraordinară. În afară de Nistor care el și a singur, bine, nu era nici foarte greu să ieși în evidență din echipa asta, dar având o calitate mare și plus față de ceilalți jucători, era automat că ieșea în evidență el, cu orice. Da. Și l-a dus pe Fabrini acum, în momentul ăsta, are un salariu destul de măricel, părerea mea. 16.000? Nu știu cât are, dar... Cum manageriază jucătorii tineri de la Dinamo? Buni. Jucătorii tineri de la Dinamo care au... Hai să-ți explic ceva. De 16.000 puteai să aduci 3 jucători buni. Exact. Înțelegi? Da. Aici e ideea. Care să-l suplinească într-un fel și pe Fabrini. Că Fabrini nici nu-ți dă goluri, nici nu... L-am adică e un jucător combinativ, da. E un jucător combinativ, dar într-o echipă bună. Nu cu Filip la mijloc și cu... Înțelegi? Adică trebuie și lui. Nu contează. A jucat cu el. Adică, știu, și la Botoșani, de ce a dat randament? Avea o echipă care, în primul rând, alerga foarte mult, stăteau foarte bine în teren, cu jucători destul de buni și automat ele și-a în evidență. Pentru dribblingurile care le făcea, da, automat i-a acoperat și ceilalți. La momentul când alergi mult după minge și când îți ajunge minge la picior, ești obosit, nu mai poți să mai dai randamentul care e. Cristi, întorcându-mă un pic la numirea lui Gigi Mulțescu, am văzut o reacție un pic delicată a lui Cornel Dinu, nu știu dacă ai văzut-o și dacă n-ai văzut-o vreau să-ți o citesc. Gigi e un om cu care am lucrat și un om care știe fotbal, dar s-au așezat ani peste el. Bine, el a creat fotbal, acum nu știu ce capacitate mare să creeze în continuare fotbal și să se impună într-un vestiar cum e cel de la Dinamo. A spus el. Eu de ce am spus? E bine că a venit și Nea Cornel alături de el. Asta e ideea. Eu n-am spus că de Nea Gigi. Ok, are o vârstă, e un antrenor bun și are și noroc. Să știi că are și noroc. Că trebuie să ai și noroc în viață. Înțelegi? Adică tu, noi zicem cu smurdu cu astea, înțelegi? Dar să știi că are noroc. Și un antrenor care și Nea Cornel și el... Chiar Dinamo în momentul de față. Nu, da, și Nea Cornel și Nea Gigi sunt antrenori care joacă foarte mult pe atac. Adică nu le-a plăcut niciodată. Joacă tot, antrenamente, absolut tot. Și de asta spune bine că a fost adus în tandem cu Nea Cornel. Că Nea Cornel... că e ok, să zic așa. Și e foarte impulsiv, știe ce se întâmplă acolo, e de mulți ani, a fost foarte mult timp, cred că i-a fost dor de baza la Săftica, să spun așa. Cristi, hai să vedem ce au spus Gigi Mulțescu și Cornel Țălar în conferința de presă de prezentare de ieri. Este
este teamă de o retrogradare cu Dinamo în palmaresul dumneavoastră? Nu vreau să iau în seamă asemenea scenariu, dar e posibil orice în momentul ăsta. Și de-aia suntem aici să facem tot ce nu este posibil să nu se materializeze. Când vi s-a spus prima dată smurt, vă mai amintiți? Cred că la meci, un meci cu Petrolul. Cred că, da, am fost antrenor, da, la meciul, cred că cu Petrolul acasă, erau pe penultimul loc și nu putea să înghesuia antrenorii să preia echipa și eu am avut curajul și am reușit să o salvez. Dar de voia că ați venit să antrenați gratis Dinamo și că veți câștiga bani doar dacă salvați echipa? Da, aproximativ da. Pentru domnul Țărnar, care ar fi șansele de salvare în procente acum? Sigur, nu vorbim de procente. Eu cred că Dinamo nu trebuie să se gândească în acest moment la retrogradare, pentru că Dinamo este un brand, Dinamo este un nume, Dinamo trebuie să iese obligatoriu din această situație și eu sunt convins că acest lucru se va realiza. Da, Cristi, am ascultat pe Gigi Mulțescu și pe Cornel Țălnar. Probabil că, într-adevăr, nu se gândeau că vor ajunge vreodată în ipostaza asta de a o salva pe, de a fi aduși pentru a o salva pe Dinamo de la retrogradare. Ok, știm istoricul lui Gigi Mulțescu, poreclit Smurdu, însă nu la Dinamo, nu cred că se aștepta la așa ceva vreodată. Bine, uite, și situația asta cu banii. Adică oamenii au venit fără bani. Aproximativ, spus, cum spune Gigi Mulțescu. Aproximativ la genul că dacă probabil se vor salva, da, în fine, eu și am spus că eu am mai zis și emisiunile trecute, am zis, bă, trebuie aduși oameni care își doresc ca Dinamo să nu rămână. Adică de asta am zis, nu cred că a fost contactat un fost jucător care să vină mă la club, nu știu, du-te, urmărește jucătorii, du-te, stai la antrenamente, du-te, ceartă-l pe ăla, dacă tu n-ai timp să-l cerți, nu? Da. Nu știu, și de ceva simbolic, 500 de lei sau cât se dă, nu știu, da, 1000 de lei pe lună. Nu cred că a zis cineva, bă, nu vin, dă-mi 3000 pe lună, înțelegi? Și de asta spun, uite, au fost aduși niște oameni care cu adevărat țin la clubul ăsta și au acceptat să vină fără bani. Eu nu mă refer la ceilalți care au venit cu bani, n-are nicio legătură asta, da. Înțelegi? Dar pur și simplu principiul care e că ei suferă, spun sincer, eu mai vorbeam și cu neacolo, suferă pentru situația care și cred că nimeni nu-și dorește. Vedem asta în declarațiile lor că și, suferă. Păi uite, vezi, tu îi simți, nu? Bineînțeles, și nu sunt singurul. Exact cum ți-am zis și eu, că nu i-am simțit pe fotbaliști că suferă sau tu cu nasul pe sus zici că au finala cupei, joacă finala cupei. Înțelegi? Sau sunt la 2-3 puncte de primul loc. Da, din declarații care le-au dat acum, s-au văzut și în glasul lor și în asta că suferă și nu sunt primii oameni care țin la clubul ăsta și presupun că nici voi nu v-ați dori ca Dinamo să ducă Liga 2. Pentru că un meci FCSB Dinamo atrage foarte multă atenție. Și în primul rând, dacă se va ocupa cineva să facă o echipă cât de cât competitivă și, bine, nu știu dacă la anul, dar măcar anul viitor, să se bată la play-off și automat să se bată acolo. Eu știu, nu știu, sigur, la locurile 2-3. Cu toată obiectivitatea jurnalistică, da, Liga I are nevoie de echipe precum Dinamo, însă nu doar precum Dinamo, nu uite, la cele din Liga Secundă, exact. Poate intră rapid, poate vin Petrolul și atunci va fi mult mai mare concurența și mult mai atracția publicului. Păi așa tu vezi că nu mai vine nimeni. Păi oricum degeaba au pus să nu mai intre nimeni la stadion, că oricum nu venea nimeni. Oricum nu venea nici măcar la Dinamo. Adică nu înțeleg de ce facem atâta, înțeleg? Voiam să te mai întreb niște lucruri de Gigi Mulțescu, care ți-a fost antrenor puțin timp, însă da, ai adus aminte mai devreme de cupă și voiam să te întreb cum ți se pare solicitarea asta celor de la Dinamo de a câștiga la Masa Verde dubla cu FCSB din semifinalele cupei. După ce a fost mătrășit în teren de FCSB 0-3 și 0-1, acum amenință că merg pe la TAS. Nu știu, mi se pare un pic deplasat, având în vedere că... Toată lumea vorbește de asta. Adică, având în vedere situația din clasament... Păi și că purceau moartă coteți, înțeleg ce spun. Hai, pe bune, făcând o glumă acum, da. Problemele sunt regulamentele din România oricum sunt la pământ și nimeni nu știe ce și cum, însă corect, Dinamo în situația în care... Făcut, regulamentul României e făcut tot timpul să poți să te eschivezi cumva, adică la genul să cauți altă soluție, dar de fapt îți vine alt regulament pe cap și tot timpul va exista discuții și controversii pe tema asta. Da. Părerea mea că ar trebui să axeze foarte mult pe campionat. Ei n-au
echipă de cupă, n-au echipă de cupele europene, n-au echipă de nimic, adică, pe bune acum. Dinamo n-ar pleca favorit într-o finală, păi dacă ipotetic s-ar ajunge în scenariul acela. Nu pleacă. Bine, într-o finală se poate întâmpla orice, până la urmă, dar, ținând cont de situația care au, nu știu, de, în primul rând, n-au lot să joace și în cupă și în campionat. Exact. Finala cupă ar fi să... de azi într-o săptămână, pe 22. Pentru ce vrem să câștigăm? Adică, bine, mi se pare absurd, ok, ne-au bătut, gata. Eu am înțeles, dar eu am spus, trebuie să axezi foarte mult pe campionat, pentru că campionatul e problema acum. Chiar nu înțeleg chestia asta. Adică eu am văzut, eu ardoare la toată lumea își dorește să rămână în prima ligă. Chiar și cei la Chindia, le-am văzut, plâng, sunt supărați. L-am văzut și eu după înfrângerea cu Sepsi, da, pe deci sunt un antrenor care e liniștit, o persoană foarte liniștită și la lucru. Da. L-am văzut având o criză de nervi, da, la adresa propriului jucător. Ai după înțeles? Eliminarea aceea stupidă. Da. Deci sunt foarte, toată lumea își dorește și atunci Dinamo nu practică un joc care să mă facă să zic, bă, ok, au trecut printr-o perioadă proastă, că se întâmplă să treci prin și prin perioade proaste. Înțelegi? Dar măcar îți dă, da, măcar îți dă o stare așa, că știi că, bă, au calitate, nu le-a intrat meciul ăsta, nici meciul viitor, dar măcar știu că se vor redresa, adică tot va ieși. Dar așa nu-mi dă nimic, nicio... Nu, deși așa, a venit aici, a jucat și a jucat de la egal la egal, adică pe bune... Deși la 1-0 cu bara lui Cuțescu s-ar fi închis meciul, probabil. Da. Bine, acum, e logic, vrei să câștigi meciul dintr-o bară, trebuie să atași tot timpul, adică trebuie să pui adversarul în dificultate. Iar și am văzut, erau destul de obosiți. Nu punea nimeni. Păi a scăpat Popa singur și n-a dat gol. Înțelegi? Da. Și Gică Mihaela era după gar și plângea. Exact. Păi vezi, Remus, aici e problema. Eu nu înțeleg de ce cineva de sus și nu înțeleg nici pe Bogdan acum, că Bogdan ne știe de mult și de mult timp acolo. El mai era, câteodată era și un tine ăsta mai așa, mai impulsiv, mai rău așa, în unele momente. Bine, mă refer la... Prea puține momente în care a ieșit la TV sau... Dar mă gândesc că probabil să are prea multe pe Dinamo. Lucruri. Are prea multe cine lucruri. Cine mai apără pe Dinamo cu, păi, după păi plecarea lui Florin Prunea? Poftim? Voi aveți pe cine să sunați? Din club, pe în cineva? Momentul de față, nu. Nu răspunde nimeni. Și a zis toată lumea. Noi nu avem cu cine să mai vorbim. Pe vremuri se înghesuiau. Nu se înghesuiau. Aveți Dinamo numărul la vreo 15 telefoane. Exact. Dar nu e vorba de asta. E vorba că trebuie să afli lumea ceea ce se întâmplă. Nu așa... Mai ciripește cineva de prin vestiar sau... Situații de genul ăsta. Nu știu... Eu presupun că și suporterii care s-au implicat acum la echipă, presupun că știu ce se întâmplă. Cred, nu știu sigur. Eu nu cred că știu în totalitate. Nu știu, păi e normal că nu o să le dea niciodată informațiile în totalitate. Și nu știu dacă știu în ce s-au băgat cu adevărat, având în vedere datoriile mari pe care Dinamo le are față de societățile lui Negoiță. Cu venirea suporterilor și a oamenilor ar putea atrage și alți sponsori. Pentru că sponsorii caută și tipul ăsta de... Bă, uite, lume care vrea să ajute, să înțelege ce spune. Da, da, da. Acum nu știu în ce context sunt discuțiile cu patronul, care, nu știu, vinde, nu vinde, nici nu știu dacă are ce să văd, adică, nu știu, lumea vorbește lucruri care, nu știu, unii zic ceva, unii zic altceva. În fine, cert e că, tu indiferent de asta... Lăsându-le o parte pe suporte, crezi în povestea cu investitorii spanioli, chiar Cornel Țălnar spunea ieri de Pablo Cortasero, celebrul Pablo Cortasero, că este unul dintre cei mai potenți oameni de afaceri din Spania, că va veni la București să negocieze. Nu știu, așteptăm, adică cel puțin nu mai am niciun... Sunt relaxat, la genul că oricine ar veni, eu cred că toți suporterii vor rămâne, adică nu știu, asta e părerea mea. Toți suporterii vor rămâne, da. Eu sper, nu știu cine va veni acum, Remus, sincer, nu mă interesează. Ideea care e, dacă va veni cineva, nu-ți vine acum în momentul ăsta. 100% nu-ți vine în momentul ăsta. Așteaptă să vadă dacă te salvezi de la recuperare și dacă nu te salvezi, adio vânzare. Păi cine-ți mai cumpără? Cine și mai în primul cumpără? Rând, dacă cu adevărat vrei să vinzi echipa, nu o vinde în momentul ăsta. Adică văd că acum trage foarte mult să o vând. Dar o mașină nu poți să o vinzi. În momentul când deja începi să bate din toate părțile, înțelegi ce spun? Da. O vinzi în momentul când are un joc la o rată, înțelegi, și vrei să scapi de ea. Eu cred că atunci ar trebui să vinzi mașina. Nu? Adică nu știu, eu spun părerea mea, da, cum ar trebui. O părere pe care o împărtășesc în totalitate. Înțelegi? Da. Nu poți să vinzi o mașină stricată cu un preț, ok, el cere un euro.
Dar pe lângă euro ăla sunt și alte datorii plus și alte probleme pe la club. Dar, nu știu, pur și simplu chiar nu mai vorbim. Adică când ne-am întâlnit și cu foști jucători și cu asta, nu... Încerca să evitați pe cât posibil subiectul acesta. Da, pentru că nu e un subiect care tot atât cu spaniolii și bulversează pe jucători și așa sunt bulversați cum sunt ei. Înțelegi? Vând, nu vând, luăm banii, nu luăm banii. Ea trebuie să gândească că dacă duce în Liga 2 nu mai va mai lua niciun ban. 100%. Înțeles? Deci nu înțeleg de ce e impresia asta că vreau vor bani. Uite, plus când s-a întâmplat imediat, aproape să înceapă campionatul, n-au vrut să iasă pe teren. Cum ți s-a părut decizia aia? Apropo, că am tot vorbit de jucătorii lui Dinamo în emisiunea aceasta. Mi se pare un grup acolo care conduce și cred că la conducere le-i frică de grupul ăla. Te nu înțeleg cine e în grupul ăla, nu înțeleg de ce ar putea să fie frică. De care jucători ți-e frică? Nu știu, eu am auzit că Mihai Popescu ar conduce una dintre taberele de la Dinamo. Nu știu. Mai e și Vali Lazar pe acolo. Să spun sincer, tot timpul într-un vestiar vor exista grupuri. Un grup care va conduce așa, cât de cât. Dar un grup care va conduce la genul să aibă și conducerea respect față de ei și ei față de conducere. Există un respect reciproc, spui. Da, da. Trebuie să te și recomande ceva ca să conduci grupul ăla. Înțelegi? Adică... Ai citit și tu acele declarații ale fostului doctor de la Dinamo, ale lui Adrian Motoac, în care spunea ce se întâmplă pe la Săftica cu Mihai Popescu, cu glumele nesărate pe care acesta le-ar face? Bine, glume se fac tot timpul. Nu făceam glume. Dar trebuie să știi când să faci glumele, adică exact. Glumele se fac într-un moment... Se fac glumele, dar el se plângea că era trântit de Mihai Popescu, care îi punea piedică și glume din astea, știi? Sunt copii care nu... Sunt... Bine, nu știu, copii mai sunt câți ani au. Mihai Popescu are 26 de ani, dacă... 26 de ani? A, o să verific acum. E bătrân. 27 chiar. A, e bătrân. La 27 de ani, nu. Deja la 21 de ani, știi, e pe acolo. Lumea nu mai caută jucători de... Înțelegi? Lumea își dorește jucători de 19 ani, 20 de ani. Am tot văzut că se bucură lumea când mai debutează un jucător de 21 de ani, dar alții pe la 16 ani... Înainte da. Înainte da. Înainte da, mai da. Mai mult da. La 20 de ani erai deja erai destul de tânăr. În momentul ăla să joci la echipă de nivel ăsta sau să joci în cupele europene. Nu erau așa, dar acum e plin. Campionatele pe afară sunt plini de jucători de genul ăsta. În 19 ani, 20 de ani și care ai ce vedea, Remus. Adică chiar te încântă un jucător de genul ăla, corect, să te uiți la el. Cristi, voiam să mai vorbim un pic despre Gigi Muțescu, pentru că tu l-ai avut ca antrenor și voiam să... Cred că o dată sau... Sezonul 2007-2008, dacă mi-aduc eu bine aminte. De două ori, cred. Sau de două ori. Cred că de două ori l-am avut. Și voiam să ne-l descrii și nou așa... Cum e la antrenamente, cum sunt antrenamentele lui, cum se comportă cu jucătorii? Sunt antrenamente plăcute, așa, numai că dacă cu adevărat există grupuri de genul ăsta care se impun în momentul ăsta când se impun degeaba, înțelegi? Așa, singur nu știu dacă ar fi făcut față. Nea Gigi Muțescu. Da. Așa e foarte bine că a fost în tandem. Aici e o strategie bună, nu știu cine a făcut, cred că Bogdan, de la Adu și Pânea Cornel. Așa. Se mai spunea la un moment dat că ar fi putut să vină și Ion Marin. Și Neion, să știi că Neion mai țipa, adică țipa și chiar era destul de agresiv câteodată, în unele momente. Gigi e un tip calm, așa. Antrenamentele sunt foarte frumoase, sunt plăcute. Adică nu, eu spun sincer acum, adică spun ce mi-a plăcut, că puteai să mă întrebi de alt antrenor care zicea, bă, na, pentru mine nu, adică cel puțin nu prea mi-a plăcut antrenamentele, da. Unii le-au plăcut, unii plăcea mai mult tactic, mie îmi place mai mult mai cu mingea, da, sunt păreri împărțite. Dar sunt doi antrenori care vor juca foarte mult pe atac, acum trebuie să aibă și jucători să joace pe atac. Înțelegi că una e să-ți placă și să faci antrenamentele cum trebuie și să impui un stil de joc, și să n-ai calitatea care trebuie. Și atunci degeaba îți place ție să joci pe atac dacă n-ai materie primă. Zlav Koperovici nu mai e. Nu sunt jucători Montini care... Montini nu mai e jucătorul de acum un an jumate. La mine nu mi-a plăcut niciodată Montini. Așa. Nu? Nu știu. Da. Nu știu. Probabil îmi place alt tip de atacant. Uite cum e Buș. Uh-huh. E un atacant înalt, tehnic, cu execuții, aleargă mult. Înțelegi? Da, așa, Montini, da, că am dat multe goluri din fața porții, adică, genul, da, mi-aduc aminte. Am pins mingea în poartă, da, adică nu mi-a făcut vreo fază sau să creeze culoare pentru jucători.
pur și simplu avea o echipă în momentul ăla când chiar veneau cu centrări multe de pe margine, uite, Neacornel va fi cu centrări. Numai că acum trebuie să-și aibă cine să le dea. Moldoveanu îți place? Mă, nu e un jucător rău, să știi, adică e un copil destul de bun, numai că se strică remus în momentul când ești într-o gaură de asta și echipa nu joacă. Este jucători, majoritatea tineri de acolo, e greu să te ieși în evidență în momentele astea. Pentru că și presiunea care se apasă asupra ta, problemele care sunt prin vestiar, toate astea se restrâng. Adică, eu nu cred că neapărat, că nu au salarii chiar foarte mari, dar... Moldoveanu nu are mai mult de 1.500-2.000 păi de euro. Nu cred că au salarii foarte mari ei, dar le trebuie un grup și o echipă care să-i ajute și pe ei să-și iasă în evidență prin calitățile care le au. Pentru că e foarte greu. Uite, de exemplu, și eu dacă nimeream într-o echipă, uite că nu a fost atunci cu agent 007, înțelegi? Uh-huh. Și mă băga momentul ăla atunci, înțelegi? Nu știu dacă mai era la Dinamo, pentru că atunci, în momentul ăla, îți spun sincer, aveai doar o singură șansă. Adică ți se oferea doar o singură șansă. Rar mai venea șansa a doua, dacă foarte, trebuia să ai mare noroc. Da, deci doar o șansă, o șansă. Intrai, te băga, Dinamo, da. Te băga, jucai bine, rămâneai. Adică aveau încredere în tine în continuare și vreau să... Dacă intrai și jucai prost, ei n-aveau timp să stea după tine. Să... De exemplu, patronul FCSB-ului mai face acum. Adică nu are, nu stă, nu am timp să-i cresc atât de mult. Am nevoie de rezultate rapid, nu ai rezultate rapid. Și atunci Dinamo nu s-a aștepta, adică nu te aștepta pe tine până crești tu, până... Și de asta, eu în seara aia n-am dormit deloc înainte să mă bagi să joc. Pentru că știam că e singura șansă pe care o am. Cristi, ne apropiem de finalul emisiunii și ca să mai îndulcim atmosfera asta sobră cauzată de situația lui Dinamo, spune. Sobră. Uite, m-am mai înveselit puțin că, uite, aici nu mă refer și la ceilalți antrenori care au fost, dar sunt doi antrenori care am lucrat, un antrenor care am crescut și am, cred că am, de 8 ani de zile m-a antrenat. Corect. Înțelegi? Și mă bucur pentru Dinamo, în primul rând, că, na, cred că a fost un moment acum, în momentul ăsta, când am dus doi antrenori care știu. Și tocmai pentru că îi cunoști foarte bine, voiam să te rugăm, să te rog să... Ne povestești și nouă o întâmplare memorabilă cu Gigi Mulțescu sau cu Cornel Țânlar petrecută pe la Dinamo. Vreun moment reprezentativ din vestiar, nu știu, ceva. Sau uite, cu Cornel Țânlar, cu care ai petrecut mai mult timp. Cu Nea Cornel. Cu Nea Cornel, da. Una, oi, cu Nea Cornel sunt foarte multe. Una pe care o selectezi acum minte și poți să ne spui și nouă. Uite, mi-aduc aminte de povestea lui Moții, dar nu, era vorba de Bonetti. Dacă cred că erai și tu cu Moții pe acolo, când ați, la un antrenament al lui Dario Bonetti, ați bubuit toate mingile de la Săftica și n-ați avut cu ce să vă antrenați. Da, eu cu ea. Bine, era Bonetti. Eu acum te-am întrebat de Nea Cornel Țânlar sau de Nea Gigi Mulțescu. Bine, Nea Cornel sunt foarte multe așa, Remus. Aș vrea să-mi aduc aminte, uite, îmi pare rău că nu mai pus din timp ca să... Acum îmi trec toate, prin cap toate filmele, înțelegi? Trebuie să fie una, da. Una a rămas acolo, întipărită. Bine, cu Nea Gigi, când a venit la Dinamo. Așa. Noi avem o sală de conferințe în care, de exemplu... se vede pe un program, dai pe un program, se vede în toate camerele. Și noi de obicei seara dădeam pe HBO. Uh-huh, uh-huh. Că ne mai uitam, mai începea câte un film și asta. Da. Și la un moment dat am început un film, nu știu cum, și pac, deodată s-a luat imagine. Primesc un mesaj la un jucător. Ne-a scos cartela. De la decodor. Hai seama, m-am dus nervos pe acolo, era Nea Gigi. Nea Gigi nu știa să umbli. Că mi-a zis, bă, Cristi, nu știu, mă. Eu nu știu să umplu astea. Uite, ia tu telecomenzile. Erau vreo 5, cred, erau și de la satelit și de la... Așa și... După am aflat noi că, de fapt, nu era Nea Gigi. A fost altcineva care a scos cartela. Cine a fost? Mai contează. Erau momente la Dinamo când, cu adevărat, Dinamo a fost foarte vânată ca un post de antrenor, înțelegi? Și tot timpul au fost situații de genul ăsta, când toată lumea își dorea. Acum văd că nu mai dorește nimeni să ajungă la Dinamo. Bine, nu știu dacă am zis cea mai fericită fază, dar
alea le țin pentru mine, Remus, sunt situații poate mai... Poate cu altă ocazie. Da, m-am dus din timp ca să-mi fac temele, ca să știu ce să zic. După ce se salvează Dinamo de la retrogradare, pentru că au fost te așteptăm într-o emisiune în care să vorbim mai relaxați decât astăzi. Da. O ultimă întrebare pentru tine. Cum e viața de influencer pe rețelele de socializare? Pentru că te-am văzut foarte activ, în special în perioada aceea de izolare. Da, bine, aș vrea să fiu mult mai activ, numai că ți-a și foarte mult timp chestia asta, trebuie să te bazezi doar pe asta. Îmi place, totdeauna mi-a plăcut așa zona asta, așa mai... Eu am avut probleme tot timpul pe zona asta de media cancan, să zic așa. Da, da, da. Ești influențat un pic și de soția ta cu, activitatea asta intensă, da, de pe Instagram. Corect, sau alte... E foarte bine că suntem amândoi pe aceeași undă și ea se ocupă de asta, tot de influenceri. E o lume ok deocamdată, deși și aici există foarte multă cărcotă. Îmi imaginez. Așa, dar trebuie să ai foarte multă imaginație. Adică... Apropo de imaginație, hai să le arătăm și urmăritorilor noștri un videoclip care mi-a atras atenția la tine pe TikTok. Ia. Don't cry. Bine, asta a fost ideea mea cu soția. Ea a fost mai mult cu ideea asta, ai înțeles? Da. Pentru că eu tot timpul vorbesc acasă de fotbal asta și a văzut că îmi pare rău. Inspirată melodia de pe fundal. Da, a văzut că, în momentul când te lași, Remus, ai o senzație din aia, nu-i chiar ușor, adică... O senzație de nostalgie. Da, ai făcut atâta timp, lucrul ăsta îți place și... Da, chiar am vrut, mi-a zis, ar trebui să le-o distribui la toți ăștia care sunt aproape de final și să se uite la videoclip și să vadă că o să simtă și același lucru. Da. Adică eu prin videoclipul ăsta l-am încercat să-l fac într-un fel așa și cu muzica care e și asta și să dau și eu, să inspir ceva la genul la celor care sunt aproape de final, pentru că nu simți și chiar nu o să crezi până în momentul când zici gata. Sunt curios dacă actualii jucători de la Dinamo vor simți lucrul ăsta în preajma retragerii. Păi e ultimul ala lor. Glumesc acum. Să sperăm că nu va fi Cristi. Mulțumesc mult pentru prezența ta la emisiune în această dimineață. Te mai așteptăm pe la noi și cu altă ocazie. Mersi. Vă mulțumim și vouă că ne-ați urmărit. GSP Live revine cu o nouă ediție mâine dimineață de la ora 9:01. Până atunci rămâneți pe www.gsp.ro pentru cele mai importante știri din sportul românesc și cel mondial. Pe curând!